Claudia Nechita a fost felicitată de către comandantul clubului Steaua, colonelul Răzvan Ștefan Bichir, după calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Pugilista roșalbastră ne-a povestit despre greutățile prin care a trecut pentru a realiza această performanță și promite să nu se oprească doar cu o participare la Jocurile Olimpice. Sunt fericită că am reușit să-mi îndeplinesc acest obiectiv. Mi-a dat încredere în mine că dacă îmi propun ceva pot să-mi duc până la capăt obiectivul. De acum mă pregătesc pentru medalia olimpică. Cum te simți acum după ce ai învins o campioană mondială? Nu știu, e o satisfacție așa pe care o simt și mai ales când vezi oamenii din jurul tău că se bucură, e și mai mare satisfacția. Am încercat să nu pun presiune pe mine. Eu am fost foarte motivată, foarte încrezătoare în mine și foarte focusată pe obiectivul meu și atunci m-am pregătit foarte bine și atunci când am ajuns acolo am lăsat lucrurile să decurgă de la sine și nu a fost o presiune foarte mare. De cât de multă pregătire este nevoie ca să obții o calificare la jocuri? Foarte multă pregătire. De exemplu, sunt 10 ani de pregătire intensă, zi de zi, an de an, tot timpul m-am pregătit foarte bine și abia acum am reușit să mă calific la Olimpiadă. Deci sunt foarte mulți ani de muncă în spate. Prima pugilistă din România care ne-a reprezentat la Jocurile Olimpice a fost Mihaela Lăcătuș la Londra în 2012. Actualmente, antrenoare alături de soțul ei Adrian Lăcătuș, cei doi pregătesc acum viitoarele generații de boxioare. Sunt convins, era prima Olimpiadă, era prima participare, Michi venea după o pauză, s-a reapucat tot din dorința de a merge acolo. A fost bine și eu zic că este important și să și particip la Olimpiadă, dar de data aceasta cred și suntem ferm convinși, chiar și Michi, chiar și Claudia, să ne dorim să câștigăm o medalie, mai ales că sunt oameni care merită să le facem acest cadou. La ora actuală, Claudia este un vârf de lance, pentru toate celelalte este un stimulant în plus. Nu mai vorbesc de faptul că toată am întrebat-o câți bani a câștigat și nu a pus pe primul loc banii, a pus pe primul loc performanța. Discuțiile astea noi le-am avut și am convenit împreună că sigur vor veni și banii dacă facem treabă. Până la urmă, pentru asta ne antrenăm, pentru asta muncim. Medalia olimpică este cel mai prețios lucru pentru fiecare dintre noi. Claudia Nechita are un tatuaj cu cercurile olimpice pe care și l-a făcut în pandemie, iar dacă va obține o medalie la Tokyo, antrenorul Adrian Lăcătuș a promis și el că se va tatua. Cercurile olimpice le fac și eu. Păi da? Pentru da, Claudia, cercurile, da. Cercurile. Vedeam ce știi ce făceai eu și ce mă puneai să fac. Ce tatuaj ți-ai face dacă vei obține o medalie la jocuri? Nu știu, probabil o să-mi scriu Tokyo 2020 ca să-mi aduc aminte toată viața de această ediție și de medalie dacă să fiu pe podiu. Clubul Steaua are calificați până în acest moment 23 de sportivi la Jocurile Olimpice, dintre cei 88 de sportivi români care au obținut până acum biletele pentru Japonia. Fiți cu ochii pe mine la Tokyo, Forța Steaua!